a intrat cu mașina într-un stâlp de electricitate după ce nu a acordat prioritate unui alt autoturism. Accidentul rutier s-a produs azi noapte chiar în zona hotelului Traian. Evenimentul rutier a fost produs chiar înainte de miezul nopții pe o arteră intens circulată de obicei din municipiu. Pentru că era noaptea, iar traficul nu era aglomerat, șoferul vinovat nu a mai acordat prioritate de trecere, lovind astfel în plin un alt autoturism care circula regulamentar. Unul din autoturisme a fost izbit de un stâlp de electricitate, iar celălalt autoturism a ajuns în peretele unei societăți comerciale. La fața locului au ajuns atât paramedicii SMURD cât și SAJ pentru a acorda îngrijiri medicale. Noaptea trecută, trei echipaje de pompieri din cadrul detașamentului Drobeta Turnu Severin au intervenit cu o auto specială de descarcerare, o auto specială de stingere și o ambulanță SMURD la un accident rutier produs pe bulevardul Tudor Vladimirescu din municipiul Drobeta Turnu Severin. În urma accidentului au rezultat două victime, care au fost asistate medical la locul evenimentului de către echipajele SMURD și SAJ. Ulterior, doar o persoană fiind transportată la unitatea de primiri urgențe. Pompierii au acționat și pentru asigurarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, prin deconectarea bornelor de la acumulatorii celor două autoturisme. Autoturismul lovit era condus de o femeie în vârstă de 47 de ani, aceasta a necesitat îngrijiri medicale fiind transportată de urgență la spital. Accident rutier pe bulevardul Tudor Vladimirescu, în zona hotelului Traian, cu o victimă. La sosirea ambulanței a fost găsită o femeie în vârstă de 47 ani cu traumatism închis, hematom frontal drept, contuzie membru superior drept și epistaxis remis spontan. I s-a acordat primele îngrijiri medicale la fața locului, apoi a fost transportată la unitatea de primiri urgențe Turnul Severin. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.